și bine v-am găsit la o nouă emisiune din ciclul de la Liceu la Universitate. În această seară avem ca invitat pe doamna inspector școlar pentru proiecte educaționale în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, doamna profesor Ancuța Pașcan. Bună seara și vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Vă mulțumim și noi pentru acceptul de a participa în această seară la emisiunea noastră, emisiune în care ă, privitorii noștri ă, știu și sunt obișnuiți de a avea și de a găsi informații și soluții vis-a-vis -vis de diferitele probleme care apar în învățământul nostru, mureșan și, sigur, să răsfrân chiar la nivel național. Noi dorim în această seară, doamna inspector, să creăm și să creionăm un dialog constructiv, un dialog plăcut în care urmărim să găsim soluții, nu vinovați, să îmbunătățim ceea ce înseamnă relația între mediul preuniversitar și universitar, să găsim diferite soluții la probleme care există în învățământul preuniversitar și unde noi, cei din mediul universitar, putem să fim de folos. Dragii noștri Privitori. Pentru a demara dialogul din această seară, permiteți-mi să vă fac o scurtă caracterizare a invitatei noastre. Deoarece dânsa este în primă audiție, să spun așa, prezentă în emisiunea noastră. Și pentru dumneavoastră a o cunoaște și a vă putea face un profil, a vă creona un profil al domniei sale. Vă uh, îmi cer permisiunea de a vă uh, informa, de a vă preciza câteva repere importante din cariera domniei sale de la începutul ei și până în prezent. Doamna inspector, uh, profesor Ancuța Pașcan, a absolvit în anul 2008. Facultatea de Științe și Litere din cadrul Universității Petru Maior, Târgu Mureș, la acea vreme. Desigur că acum cunoaștem și știm cu toții, Universitatea Petru Maior a fuzionat cu Universitatea de Medicină și Farmacie, devenind astăzi o universitate mare, o universitate recunoscută atât european cât și internațional, care se numește Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade. Din anul 2008, momentul absolvirii și obținerii licenței în filologie, doamna profesor ajunge să predea la Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian din Dej, județul Cluj, unde în decursul a trei ani își desfășoară cate la catedră calitatea de cadru didactic de profesor de limba română în acel liceu. Ajunge în orașul nostru la Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu și Colegiul Agricol Traian Săvulescu din Târgu Mureș. În anii 2013 și 2014 fiind profesor în aceste, în aceste instituții școlare, iar din anul 2015 devine profesor de limba și literatura română la Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu din Târgu Mureș, unde este și în prezent titulară. Dar din anul 2020, doamna, doamna profesor devine inspector școlar pentru proiecte educaționale în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș. Iar vă, dar vă mărturisesc cu cea mai mare sinceritate și acum află și dânsa invitația și unul din motivele pentru care am invitat-o în această emisiune a fost desigur tocmai această funcție pe care o deține și respectiv implicarea în proiecte deoarece știm cu toții la ora actuală cât de importante sunt acestea. Iar pe dumneavoastră, dar din noștri privitori, vă îndemn să fiți curioși și să aveți răbdare cu noi și să ne urmăriți în această emisiune, deoarece, cu siguranță, veți afla răspunsuri importante și mai deosebite decât în alte emisiuni. Doamna Inspector, încă o dată vă mulțumesc! mult pentru că ați uh, acceptat această invitație și vă felicit pentru noua funcție și mai mult pentru că, așa cum se vede de fapt și cu ochiul liber, sunteți un cadru didactic tânăr, sunteți un cadru didactic de perspectivă, spun eu, din moment ce deja la această vârstă tânără uh, dețineți o astfel de funcție care este o funcție cu o responsabilitate mare, și care uh, nu este un lucru ușor de realizat. Dacă, sigur, se dorește a face calitate. Uh, așa cum, dragii noștri, cunoașteți și știți, uh, ciclul nostru de emisiuni uh, urmărește, urmărim uh, să, să derulăm. Activități care țin de educație, subiecte. Ne propunem să aducem în, în, în viziunea și în fața tinerilor și respectiv a părinților lor importanța educației, să încercăm să-i motivăm și să-i facem să înțeleagă că educația reprezintă factorul principal în ceea ce înseamnă evoluția omului, a persoanei și în, nu în ultimul rând de fapt a unei societăți. Vreau să demarăm acest dialog și pentru început v-aș ruga să ne precizați dumneavoastră o părere sau poziția noastră pe care o vedeți, o aveți față de ceea ce reprezintă la ora actuală parteneriatul care există între Inspectoratul Școlar Județean și Universitatea noastră. Vă rog. Vă mulțumesc încă o dată. Într-adevăr, ați spus niște lucruri care m-au făcut să mă simt măgulită. Vă mulțumesc tare mult. Uh, într-adevăr, sunt uh, inspector școlar de puțin timp, dar în acest timp mi-am dat seama că, într-adevăr, există o strânsă legătură între Inspectoratul Școlar Județean Mureș și UMFST-ul. De ce spun eu lucrul acesta? Pentru că la toate activitățile pe care noi le-am avut și pe care noi le-am demarat, de câte ori am solicitat sprijinul uh, Universității, de câte ori am avut nevoie de dumneavoastră, dumneavoastră ați fost alături de noi Ați fost uh, acolo unde trebuia să fiți și noi pentru lucrul acesta noi vă mulțumim tare mult. Eu vorbesc din perspectiva mea, din punctul meu de vedere, uh, de fiecare dată, de câte ori am apelat și să știți că au fost momente în care am apelat la sprijinul dumneavoastră, la... Poate de multe ori și pentru un, o vorbă bună ați fost acolo, alături de noi, iar noi vă mulțumim pentru acest lucru. Și, într-adevăr, există un parteneriat, o, o strânsă colaborare între Inspectoratul Școlar Județean Mureș și UMFST-ul. Da, vă mulțumesc frumos și eu pentru aprecierea pe care ați făcut-o vis-a-vis de Universitatea la care eu funcționez ca și cadru didactic. Și intrând acum mai în profunzimea dialogului și mai mulținând cont așa cum spuneam la început de ceea ce aveți dumneavoastră ca și responsabilitate în inspectoratul școlar al județului nostru respectiv partea secțiunea de proiecte Uda. și cu toții cunoaștem importanța care o au acum în acest moment proiectele, vă rog să, să ne explicați cum vedeți dumneavoastră implicarea proiectelor și aici mă refer la modul general, că știm cu toții că sunt proiecte de diferite, cu diferite C surse da. de finanțare, de diferite feluri, de, deci natura diferită a lor, dar cum vedeți dumneavoastră concret, oarecum aș dori să ne precizați, implicarea lor în educație? Proiectele sunt binevenite în orice instituție de învățământ. De exemplu, noi, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, avem în derulare două proiecte de tip a doua șansă. Educația Calea spre Viitor este primul proiect este în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, iar cel de-al doilea, mai multe șanse spre educație, este în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița. Iar aceste două proiecte, de ce vreau să vorbesc despre ele? Pentru că se adresează oamenilor, oamenilor și precizez oamenilor, care n-au avut posibilitatea să-și termine școala. Iar din acest punct de vedere noi, ca și inspectorat, am vrut să facem ceva pentru binele comunității și pentru a scoate în evidență educația școlară. Dar, cum ați spus și dumneavoastră, nu vorbim doar despre proiecte, anumite tipuri de proiecte. Aici pot să aduc în discuție și proiectele Erasmus, de exemplu. De când sunt în Inspectoratul Școlar Județean, deja două școli și aici vorbim despre școala gimnazială Răstolița și școala gimnazială Friedrich Schiller, au reușit să câștige două proiecte Erasmus, iar școala gimnazială Friedrich Schiller din Târgu Mureș a finalizat un proiect Erasmus și a început cel de-al doilea proiect Erasmus. Bineînțeles că la nivelul la nivelul județului, avem foarte multe licee, foarte multe unități de învățământ care au proiecte Erasmus. Chiar și noi, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, am depus un proiect Erasmus în mai anul acesta, la fel și Colegiul Național Unirea. Și de ce am vrut să scot în evidență? Pentru că vorbim despre cadrele didactice și elevii noștri care s-au întâlnit sau se vor întâlni cu elevi și cadre didactice din alte țări pentru acel schimb de experiență. Și aici educația are un rol esențial și un rol important. Proiectele, și acum să aduc <laughs> proiectele, proiectele vor fi și sunt cele mai importante. Și de aceea acest compartiment pentru proiecte educaționale, trebuie să iasă și mai mult în evidență. Iar lucrul acesta mi-l doresc tare mult. Da, uh, și eu vă doresc să aveți uh, cât mai multe proiecte câștigate, pentru că și convingerea mea este în același sens și idee cu, cu cele menționate de noastră anterior. Dar, făcând acum un pas și, și trecând în, și în sfera parteneriatului dintre mediul preuniversitar și universitar, vă adresez din nou o întrebare, zic eu, distel, destul de directă și precisă: și anume, care ar fi anumite metode sau. Mijloace de lucru pe care le vedeți noastră a fi foarte eficiente. În ceea ce privește sustenabilitatea lucrului și a scrierilor, de, scrierii de proiecte, dar nu neapărat numai scrierii, pe urmă știm cu toții că dacă un proiect scris bine, obține finanțarea, pe urmă urmează nu implementarea, pe urmă, vis-a-vis -vis de acest proces al implementării. Deci, o conlucrare, să zic așa, de la cap până la sfârșitul finalizării unui proiect, ca și metode, ca mijloace, care le-ați vedea sau le-ați putea uh, sugera, vis-a-vis uh, -vis de echipele de lucru care s-ar putea creiona între... între noi. Să știți că din toamna acestui an mi-am propus ca liceele sau nu, liceele, unitățile de învățământ care își doresc să facă un proiect, în acele unități de învățământ să realizăm workshop-uri. Și prima dată să mergem pentru scrierea unui proiect pe urmă, vă dați mai, e greu să scriu un proiect, dar e și mai greu să îl implementezi acel proiect. Eu îmi doresc și bine că ați adus în discuție chiar foarte bună ideea și mă bucur că ați pus punctul pe I. Știu că la nivelul universității există un compartiment pentru proiecte. Mi-ar plăcea să existe o colaborare între noi, inspectoratul și dumneavoastră, iar de câte ori mă duc la cele workshop-uri unde, unde trebuie să prezint scrierea unui proiect, implementarea unui proiect, ca un reprezentant din partea dumneavoastră să fie alături de noi. Mi-ar face o deosebită plăcere ca în momentul în care eu ajung într-o unitate de învățământ, în acea unitate de învățământ să vină și cineva de la dumneavoastră să le transmită colegilor gândurile, uh, și un gând. Bun, un gând bun transmis unui. Unui nou, de, unui debutant pe proiecte exact. e foarte binevenit. Pentru că totul se poate realiza, nu există că nu se poate, într-adevăr este mult de muncă. Știm lucrul acesta, dar nimic nu este imposibil. Miar Plăcea, Nu pot să zic că nu mi-ar plăcea și chiar ați punctat foarte bine lucrurile acesta ca în momentul în care eu voi merge prin școli să prezint scrierea unui proiect, implementarea unui proiect, ca să fiu sprijinită și din partea dumneavoastră. Da, mă bucur, uite, o, o idee foarte bună, care nu este, foar, nu este deloc greu de, de materializat. Exact, exact. Vedeți din nou vorba și proverbul nostru românesc, omul sfințește locul, are, zic eu, o mare valoare, că omul dacă vrea, poate să facă. Sunt deci fan, este omul. o idee care vă rog să nu uităm nici noastră, nici eu, și să o ducem la bun sfârșit, pentru că este ușor de realizat. Într-adevăr, unitățile de învățământ au nevoie, nou, cele care își doresc să scrie proiecte, au nevoie de încurajare, de un sprijin. Și acest sprijin poate veni din partea noastră, din da, partea și aici, Inspectoratului și a Universității. Și aici, cu siguranță, eu vă spun că, sigur, există persoane și pot să fie care să participe și ca să, care să aducă cunoștințe și, sigur, foarte mult contează experiența da, care exact. există la noi. Da, și da. aia ar prinde foarte bine, exact cum ziceați, mai ales pentru cei care sunt la început, să zic, de, de drum. Exact, de, exact. De și colegii oastră. care au deja experiență, poate au ceva întrebări, nelămuriri. Exact. Iar aici putem interveni exact. noi. Sigur că da. Unde îți minți mai multe, exact. există și răspunsurile. și răspunsurile bine punctate. Exact. Da, da. Vă, vă mulțumesc pentru, și eu vă mulțumesc pentru idee și o, o să ducem și să, să concretizeze în fapte. Exact. Uh, în continuare aș dori să, să mai punctez. Mi-am propus așa cu dumneavoastră un dialog dacă observați așa mai concret, mai punctat. Întrebările mele vreau vor să uh, fie curiozități și răspunsuri uh, la niște curiozități, uh, poate de mult așa lăsate sau gândite. Tocmai de-aia spuneam și privitorilor noștri să fie curioși și să fie atenți și să aibă răbdare că emisiunea va da niște răspunsuri un pic altfel față de alte emisiuni. Uh, probleme, probleme există peste tot. Există atât în mediul preuniversitar, există și în mediul universitar. Dar cum vedeți uh, compatibilitatea acestor probleme din iar făcând o legătură între cele două medii. Și mai mult, cum vedeți că am putea eficientiza parteneriatul dintre noi? Nu căutând vinovați, ci găsind soluții sau căutând soluții, rezolvări la problemele ce apar. Cred că frica aceasta. Pentru tot ceea ce ne înconjoară, pentru simplu fapt de a nu greși. Cred că aceasta este cea mai mare problemă a noastră. Nu cred că, eu vorbesc din punctul de vedere al proiectelor, nu cred că există ceva ce nu poate fi depășit. Nu cred că avem probleme. Trebuie să găsim soluțiile pentru problemuțele care ne apar în viața de zi cu zi. Probleme nu există, există doar soluții pentru ceea ce avem noi, pentru problemele noastre, pentru simplu fapt că timpul acesta, dacă ar fi mai, mai lung, atunci ar fi mai bine. Dacă, ora, dacă o zi n-ar avea 24 de ore, ci ar avea mai mult, poate am reușit și noi să... Finalizăm tot ceea ce ne-am propus. Din momentul în care am ajuns la inspectorat, atât de multe lucruri mi-am propus și atât de multe lucruri îmi doresc să schimb, încât poate că dacă ar avea o zi mai multe ore, poate că ar, ar fi și mai bine. Deocamdată, trebuie noi să găsim soluțiile la probleme. Și frica aceasta de că nu se poate, trebuie să să dispară din uh, viața noastră cotidiană. Da, deci eu mă bucur. Optimismul dumneavoastră cu siguranță <laughs> o să vă ducă la multe realizări pentru că și eu din fire mă consider o optimistă și spun că este foarte bine să privești cu optimism pentru că exact cum, cum ziceați și mi-a plăcut, de fapt nu sunt probleme. Uh, probleme probabil sunt și sunt și avem acest cuvânt în dicționarul limbii române, dar, și din punctul meu de vedere, cred că înseamnă mult mai mult și mai lucruri mult mai grele față exact. de ceea ce avem noi tendința să ne plângem de milă și să catalogăm imediat ca problemă. Exact, și să nu găsim soluția la problemă. În momentul în care am găsit soluția, nu mai există problemă respectivă. Da. Și de aia spuneam și spun, optimismul nostru o să vă ajute. Trebuie numai să aveți perseverență și să nu abdicați de la acest optimism, chiar dacă vor mai apărea, să zic, diferite obstacole, că evident vor apărea și știm cu toții, dar trebuie să vă păstrați această cale, că e bună. Vă sfătuiesc eu, mă așa mulțumesc. ca un om cu un pic mai multă experiență didactică și de viață. Vă mulțumesc! Și de viață. Mergând tot pe proiecte, pentru că aceasta da. este, de fapt, misiunea dumneavoastră, din perspectiva și părerea evidentă a dumneavoastră, dar sigur, aici cu siguranță că există și o, o, o părere colectivă pe care o cunoașteți în, din cadrul colegilor de la inspectorat și a, a modului în care să vede această problemă între ghilimele, situație, <laughs> situație. Da. ne-am obișnuit și îl folosim vedeți destul de ușor acest cuvânt vis-a-vis uh, -vis de oferta noastră educațională pentru că cu siguranță noastră o cunoașteți și vreau să, să vă întreb tot în contextul proiectelor de viitor. Cum și ce considerați specializările pe care noi le oferim și apar în ofertă? Sunt destule, suficiente? Ar mai putea apărea altele pe care le vedeți noastră viabile de viitor? Eu cred că aveți foarte multe, sunt ferm, aveți multe specializări. Uh, dar la capitolul acesta am putea face așa o întâlnire între uh, cei de pe resurse umane de la noi, din Inspectoratul Școlar Județean Mureș și cei de la dumneavoastră care se ocupă de specializările respective, ca să vedem uh, de ce cadre didactice avem noi nevoie. Nu știu, dau un exemplu. S-ar putea să ne lipsească cadre didactice de pe catedra de fizică. Am luat un exemplu. Bun, haideți atunci să vedem. Putem mări oferta educațională spre fizică sau pe anumite domenii? Eu cred că aici cel mai bine ar fi să discutăm, să ne punem la, așa la o discuție între cei de pe resurse umane, ei știu nevoia noastră din județul Mureș și cei de la dumneavoastră din universitate. Sunt, aveți foarte multe specializări. Eu aici vorbesc din perspectiva mea, din punctul meu de vedere, a profesorului de limba română. Dumneavoastră scoateți profesori foarte buni. Calitate, vorbim despre calitate, despre oameni foarte bine pregătiți. Se vede, dar s-ar putea să existe și alte specializări de care avem noi nevoie ca și inspectorat. Nu știu, deocamdată eu vă pot spune că specializări aveți foarte multe și foarte bine puse la punct. Cred că ideea ar fi, în momentul în care aveți, nu știu, să faceți, doriți să faceți acest lucru, noi Vă stăm la dispoziție. S-ar putea să existe specializări sau domenii pe care nu nu suntem suficient, nu avem suficient personal. Resursa umană Resursa umană de pe, pe Exact. S-ar putea să avem prea mulți pe anumite specializări. Da. Lucrul acesta se poate realiza doar în momentul în care stăm la o discuție dumneavoastră și cei de la Resurse Umane, că într-adevăr oferta educațională și vedeți că din ce în ce mai mulți elevi buni și foarte buni aveți aici, UMFST-ul uh, uh, a ajuns la da. un nivel foarte ridicat, vorbesc de universități, de top da. din țară, dumneavoastră sunteți acolo sus și a, Acum vorbesc din punct de vedere al cadrului didactică și eu am fost dirigintă și știu despre ce vorbesc. Majoritatea elevilor au ales să vină la UMFST și să nu meargă la alte universități. Da, deci asta este un lucru o, sigur, foarte, în bun. Exact. Și foarte bun, foarte exact. bun, de care și eu vă spun sincer, <laughs> sunt mândră că sunt cadrul didactic al acestei universități și. Într-adevăr, odată cu fuziunea, am devenit o universitate puternică, o universitate mare, de prestigiu, de prestigiu exact. care este prezentă atât în topurile europene cât și internaționale. Exact, exact. Despre... Lucru care înseamnă calitate până la urmă, exact. pentru că de acolo indicatorii care stabilesc aceste locuri în aceste topuri ale universităților sunt foarte mulți bazate pe calitate. Exact. Și atunci exact. sigur că uh, înseamnă că și noi desfășurăm un învățământ de calitate. Dar sigur întotdeauna este loc de mai bine. Uh, și motivul pentru care există această emisiune este tot acesta, de a afla și de a avea în permanență un feedback cât mai real și cât mai actual vis de ce se întâmplă în învățământul preuniversitar, pentru ca noi să putem sprijini, să putem ajuta la diferitele, uh, să zic, uh, potigneli, da? Exact, Care apar așa da. Și uh, să mergem mai departe cu toți împreună, pentru că voi sunteți ambasadorii noștri în învățământul preuniversitari, sunteți ambasadorii noștri acolo Așa. și noi contăm foarte mult pe sprijinul vostru, pe uh, toată colaborarea cu voi, pe parteneriatul care vezi că punem mare accent și chiar uh, îl, îl luăm în seamă și îl vrem să existe în mod real și chiar există și chiar există, dar uh, facem și aceste emisiuni și cu acest scop și de promovare și de îmbunătățirea parteneriatului și de aflarea adevărului. Adevărului la moment real, la moment actual. Pentru că noi suntem capabili și avem posibilități și resurse umane și materiale și forță ca să venim cu soluții. Să venim cu soluții în, uh, pentru ceea ce apare și ceea ce se cere. Și aici vreau să-ți spun și să-ți mărturisesc că, într-adevăr, conducerea universității, managementul, strategia pe care o avem și făcută prin poziția și prin gândirea domnului rector a Consiliului de Administrație, este în acest sens. De a fi în permanență la zi, de a ajunge, de a crește și de a fi în, în topurile bune și de calitate pentru a dovedi că învățământul universitar Mureșan, Academic este unul de calitate, care dorește calitate și care dă calitate. Prin tot ceea ce încercăm să întreprindem, și noi cam asta dorim să transmitem și să se înțeleagă. Sigur, vrem să-i avem foarte aproape, prima dată, pe cei care sunt în județul nostru, alături și vorba aceea cea mai aproape de, de noi, dar. Având această deschidere se poate și se ajunge cu siguranță și în alte locuri pentru că noi deja avem, nu din țară, avem studenți da. din de peste 50 de țări care sunt la noi studenți, care fiecare este de fapt un mesager pentru noi în țările respective. De aceea sunteți în top. Da, și că... internaționalizarea aceasta... Și, și de acest aspect la noi, în universitate, în strategia noastră se ține foarte mult cont și uh, se are în vedere. Cum sprijină ISJ-ul concret promovarea UMFST-ului? Uh, Eu știu că fiecare liceu se merge cu oferta educațională și aici vorbesc din punctul de vedere al cadrului didactic de la Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu. În fiecare an, dumneavoastră, veniați cu oferta educațională la noi în școală, iar noi, școala, vă sprijineam. Țin minte că anul trecut sau acum doi ani ați veni, a fost o întâlnire online și ne-ați trimis nouă diriginților un link și am trimis linkul respectiv clasei și au, cel puțin din clasa mea au participat toți la întâlnirea pentru oferta educațională. Inspectoratul școlar județean Mureș sprijină, sprijină promovarea, sprijină uh, să iasă în față UMFST-ul pentru că și noi... Suntem alături de dumneavoastră, ca și dumneavoastră, alături de noi. Da, vă mulțumesc mult, doamna inspector. Uh, tot ce e frumos trece repede, ne apropiem de finalul emisiunii noastre, și în încheiere v-aș ruga să le transmiteți un mesaj prietenilor și privitorilor noștri, dragi, uh, un mesaj de, de încheiere, de final, dar mai ales elevilor și părinților. Vă mulțumesc, dragi elevi, mă adresez vouă, dragi părinți, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut în perioada aceasta critică de care am avut parte. Iar cadrelor didactice, directorilor din unitățile de învățământ, vreau să le transmit că au, eu sunt acolo, la inspectorat, iar dacă vreodată vor avea nevoie de sprijinul meu pentru un anumit proiect sau pe anumite proiecte și au nevoie, eu sunt la Inspectoratul Școlar Județean. Vă mulțumesc tare mult încă o dată pentru invitație. Mi-a făcut o deosebită plăcere și să sperăm că vom rămâne la fel ca și până acum, adică acest parteneriat între Inspectorat și UMFST își va continua drumul. Vă mulțumesc mult, doamna inspector școlar, profesor Ancuța Pașcan, pentru prezența în emisiunea noastră. Dragii noștri, sperăm că acest dialog a fost unul constructiv, a fost unul de interes maxim și informațiile pe care le-ați auzit vă, vă vor fi de folos, vă vor fi de folos tuturor celor implicați în educație, pentru că nouă chiar ne pasă. Până la ediția următoare vă dorim sănătate și toate cele bune, să aveți o seară plăcută, plină de liniște, fericire și mulțumiri, și să nu uitați motoul UMFST E Pluribus Unum, adică dintre multe, una. Vă mulțumesc încă o dată, doamna inspector, Mai pe drag. curând și dumneavoastră, dragilor noștri privitori. Noapte bună, o seară frumoasă, la revedere. La revedere.